Sunt drăguți și jucăuși, dar în câteva luni vor umple străzile Brașovului de maidanezi. Fiecare cățel lăsat acum în stradă poate, peste 6 luni, să aducă pe lume în medie 6 pui, din care jumătate femele, care vor făta la rândul lor. Autoritățile fac apel la brașoveni să anunțe locurile în care se găsesc cățele nesterilizate. Ultima acțiune de strângere a cățelelor cu pui a avut loc luni dimineață în Bartolomeu. Acest domn, care locuiește în cartierul Bartolomeu, în zona Ecaterina Teodoroiu, a văzut cum în ultimele luni, lângă bloc, au apărut tot mai mulți cățeluși. Este normal că este. Cât de des fac pui? Nu știu cum se împerechează ei, dar destul de des. Uh-huh. Nu, așa dacă e să aproximați, că bănuiesc că i-ați văzut. Păi da, câteva luni, fac ori nu ori altă. Și pui unde ajung? Tot pe stradă. Mulți mor, restul pe stradă. Strada nu este însă locul potrivit pentru aceste animale. Lăsate libere, patrupedele suferă, sunt înfometate, sunt lovite de mașini, iar de multe ori, în mod inevitabil, atacă. Autoritățile încearcă să adune pe cât posibil cățelele nesterilizate, astfel încât să țină sub control numărul câinilor fără stăpân de pe străzi. Zilnic, echipe formate din lucrători ai Serviciului de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân, însoțiți de reprezentanți ai Asociației Milioane de Prieteni, răspund solicitărilor venite din partea brașovenilor care anunță unde se află cățele cu pui. Asociația Milioane de Prieteni, în colaborare cu Serviciul de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân, face un apel către toți iubitorii de animale care văd câini pe stradă să ne semnaleze aceste cazuri, în mod special cățelele gestante, mamele cu pui, pentru că, după cum ați observat, numărul puilor este destul de mare, al mamelor cu pui la fel, deci pentru ca să numărim din nou numărul animalelor aflate pe stradă, trebuie neapărat cu ajutorul tuturor să putem să reducem din acest efectiv. În momentul în care sunt sesizați reprezentanții Serviciului de Gospodărire a Animalelor împreună cu reprezentanții Asociației de Protecție Animalelor Milioane de Prieteni, vin și ridic aceste patrupede și le duc în unul din cele două adăposturi din municipiu. Aici câinii sunt sterilizați și apoi sunt pregătiți pentru adopție. Numai luna trecută au fost dați spre adopție 56 de căței, însă numărul adopțiilor nu poate echivala numărul câinilor fără stăpân. Dacă lăsăm cățelele nesterilizate pe domeniul public și încep să fete, ne trezim la un moment dat că în loc să ridicăm o cățea care este gestantă, o să ridicăm o cățea cu 7 pui sau 8 pui sau 9 pui, din care mai mult de jumătate sunt femele. Și după 6-8 luni o să fete și ele la rândul lor. Și în loc să ridicăm o cățea, după câteva luni o să ridicăm poate 10, 15 sau mai mult. De aceea încercăm să luăm toate cățelele cât putem, unde avem sezizări, să luăm cățelele care sunt gestante, să le sterilizăm și încercăm să le returnăm pe cât posibil. O altă problemă o constituie și câinii care provin de pe fostele platforme industriale sau din curțile firmelor. Fac de asemenea un apel către toate societățile comerciale ce funcționează atât în această zonă cât și în alte zone de a-și securiza incinta. Sunt foarte mulți câini ce sunt adăpostiți și hrăniți de către aceste societăți și datorită faptului că incintele acestor societăți nu sunt securizate, ei pot ieși foarte ușor pe stradă. Am făcut acest apel și în urmă cu câteva luni, din păcate nu am primit decât o singură sesizare chiar aici în zona Brintex de a veni și a le lua câinii, a-i steriliza și a-i aduce înapoi. O altă problemă cu care se confruntă autoritățile sunt câinii aduși din afara orașului și lăsați la periferii. Pentru a identifica pe cei care aduc animale în Brașov, poliția locală a primit dispoziție să facă patrulare în zonele periferice și pe timp de noapte.